Și ia, spune-mi, unde ai mai lucrat până acum? Păi, poți să tocmai m-am întors din Londra. Da? Da. Interesant, Londra. Știi că eu am locuit acolo câțiva ani buni. Da? Dă-ți un pic asta. Da. Ce parfum e ăsta? Mi-a trezit așa interesul. Nu știu ce am găsit prin baie. Cred că a fost iubita de-a mea la avut. Mi se pare destul de cunoscut, dar nu-i recunosc. Ia, dă-mi un pic să văd, să-ți văd gâtul. Ce piele fină ai. Da. Din punctul meu de vedere, e rolul e ca și luat. Eu te-aș promova mâine, ți-aș pune silicoane, te-aș scoate vedetă într-o zi. Dar vezi tu, nu depinde doar de mine. Mai sunt și producătorii, dar dacă tu o să fii ok și te miști bine, ieșim la o masă împreună, o ședință de producție, da, și o rezolvăm. Da. Ce zici? Păi eu poate nu o să vină toată lumea, dar dacă suntem doar noi doi de ajuns, și eu pot să trag niște sfori, să facem treabă împreună. Ce zici? Mă sun, da? Da, hai că te conduc eu. Hai. E prea dimineață să-ți procesez asta. Tremură mâna, lasă-mă! Ce faci? Ce ai acum? Ce-a fost în capul tău? Ce ai? Păi, am vrut să fac o glumă. Pe bune? Nu acum, te rog, nu acum. Vii mâine, faci duș, faci ce vrei. Numai nu acum. Portocalii, elicoptere, Interpol, cine unicorn ne-a pus să furăm o mitralieră? Mariana. Ok. Ce ne amintim de aseară? Bă, hai să ne amintim cu cine am stat la masă. Prințul! Da, 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 da! Am ajuns la masa aia de baștan și bodyguards s-au dat la o parte și acolo era prințul. Și ne-a zis, hello, pretty ladies! Come! Sânelor! Dar nu trebuie să mergem să ne întâlnim cu producătorul ăla... Ce producător? De-a lămpisit portocalii pe producător. Din cauza lui am intrat în pipi de unicorn. Stai. Carmen, tu te-ai dus la el și l-ai întrebat. L-ai văzut pe George Pascu? Și ne-a zis, no, pretty lady. Who that? Și tu ai încercat să explici ce și cum? Și apoi ne-a zis, drink, pretty lady, dance. Mi-a producător. Și ce vibe bun aveam. Mi-a luat o oră să ne epilăm. Măcar am scăpat de asta. Nu mai epilez. Ce? Am rainbow hair. Ok, hai să lăsăm asta acum. Hai să ne concentrăm pe arme. Mișo, tu ce zici?
sunt și alte arme? Păi, gălăgiși! Rezim copii! Mi-a furat prințul balerinii, că n-are balerinii, stai să la mine geantă! Băi, da, deci vin niște că ne aude vecinii. Dă-te pată o leacă, dă-te! Alo, pahap, Mary Spread, dă-ți la ea! Ia! Alo, uite, ăștia nu... Ăștia? Bă, mirăuț! Stai din gură, gata, nu mai fă gălăcii! Ia, ia căcatul ăsta, ce-i ăsta? Ăsta-i clutch! Ideau! Eu mă duc la tine! Băi, pisici portocalii! Pisici portocalii în față! Ia să mă odihnesc! Toate pisicuțile în față! Hai, una! Hai, două! Două! Hai, trei! Trei! Toate pisicuțile! Mai am nevoie de cârpe curate. Ok, cum dăm de Farhad? Păi sunt tu, Carmen. Da, sigur. Păi aș putea oricând să-l sun pe Cosmin, să-i spună lui Andrei să-i transmită lui Șerban, care îl știe pe Mesut Abdul Alic și Ras, care îl cunoaște pe producător, pe care prinț oricum nici nu-l știe. Da, tu și prietenii tăi dubioși. Dubioși? Ce să zic, Vali? Dacă nu eram eu, nu intra în viața prancul. Da, mulțumesc. Adevărul e că traficul de arme îmi deschide un nou spectru de posibilități. Această oportunitate pe care mi-o oferi tu, o măreață, Carmen. Auzi, știi ceva? Dacă mai continui cu ironiile astea, pun mâna direct pe telefon și sun la poliție. Ce zici de asta? Nu vă mai certați. Păi... Da, ne-am găsit prințul. Cred că ne-a găsit el pe noi mai degrabă. Cred că îi datorăm noi niște arme. Cred că am pus-o. Ne linșează. Sau ne vând în Bulgaria. Nu, o să ne taie cu niște cuțite din alea mari de șaurma și o să ne pună în punguțe de un cheie și apoi o să ne bage la frigider. Să ne taie exemplu la toată lumea. Dar de unde știți, mă, că-i prințul? Păi n-ai văzut că vorbește cu odat? Cine poate fi, Vali? Prințul cui? Dacă e al Cuveitului, e una, dacă e al Dubaiului, e alta. Ce vă uitați așa la mine? Eu știam că prinții se luptă cu zmei și că salvează prințese din turn. Nu fac trafic de arme și trag cox pe nas prin cluburi. Ok, hai să ne pregătim. Eu nu merg nicăieri. S-au produs deja suficiente victime colaterale. Gina, hai, îmbracă-te cu asta. Am intrat toate, o să ieșim toate din asta. Bună! Bună! Știi cumva cât e ceasul? Da, 4 fix. Ce întâmplare! Te servesc cu ceva? Nu știu. Mă servești cu ceva? Stai să mă gândesc. Ți s-ar potrivi... Wow, ce aură mișto ai! O să-ți fac o infuzie de fructe de baobab cu pin de chiparos și... Nu. Fără alcool. Eu sunt Gina. Flavius. Pare bine. La fel. Ăsta-i? Ăsta nu e prințul. Bună! Bună! Stai liniștit, am uitat ce s-a întâmplat aseară. Sper că ți-aduce aminte cum mă cheamă, totuși. Da. Grig. Grig. Clar, avem nevoie de o cafea. Hai, că ești bine. Vezi că se uită, se uită. Cer scuze dacă am făcut ceva deplasat aseară. Nu mi-amintesc oricum. Țin minte că la un moment dat am intrat în niște discuții filozofice. Deci eu n-am făcut nimic acolo.
nici măcar la Starbucks, nu mi-au luat CV-ul. Da. Spuneai că ești actriță. Da, da, încerc. Ce face chelnerul ăla? Calmează-te. Atrage atenția, pur și simplu, atrage atenția. M-a auzit? Da, s-a jucat ceva teatru la masă seara. Da, păi noi nu îi cunoșteam pe cei de la masă, dar ne-am alăturat prin diverse cunoștințe. Păi mă bucur că am nimerit amândoi la aceeași masă. Ți-ai primit mesaj. Am fost un pic îngrijorat că ai dispărut la un moment dat. Păi mama m-a învățat că o domnișoară nu se bagă în belele. Și a mai dispărut ceva. Un homar. A! Nu? Ei. Da. Ai trecut pentru ea. Și tu cu ce te ocupi? În afară de shoturi în flăcări și dansuri pe bar? Să știi că mi-o ocupă tot timpul. Arată și mie, te să văd. Hai, bic! Întreabă-l de arme, da? Zii să-l întrebe de arme. Da. Arme, gata. Ai trimis? Cred că după razia de seară o să las mai moale. Tu? Ce? Scuze-mă un pic. Da, da, cum să nu. Eu nu știu ce-a făcut fata asta. Îi place de el. Cine e drăguț? Sună, 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 sună. Răspunde, răspunde. Ce faci? Ce faceți? Ce tot vreți? De ce nu ai întrebat? Că te-am înțeles nimic, nu pot să mă concentrez. Păi, ce vrei? Dar nu mai țipi... Încetași. Ce? Păi, în rând, nu mai țipa la noi. Vorbește frumos. Ce vrei de la mine? Ce tot vorbești atâta cu el? Te-am întrebat frumos. Întreabă-l de care e faza cu Arme. O să-l întreb, dar nu pot acum. Trebuie să-l cunosc mai întâi. Vezi că stăm în mijlocul drumului. Ce faci, măi? Calmează-te. Mai spune ce să fac. Auzi, Vali, nu mai țipa la mine. Calm. Tu-ți dai seama că noi suntem în pericol? Tu-ți dai seama că noi putem să facem închisoare? Calm, tu ce faci acolo? Râzi cu el toată ziua? Dar ce zici? Vorbește, nu știu, vorbește cu ea că mă enervează. Da, da, zi. Deci, pisicuță, pisicuță drăguță, deci tu trebuie să afli cine este domnul acesta. Bine, 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 pa! Și acum... Voila! Și mie îmi plac florile. Ai vrea să mergi cu mine mâine la un târg de brânzeturi bio? Ah, mâine nu pot, sunt voluntar la un adăpost pentru căței. Dar poi mâine, ce zici? Merg la un festival de fructe de mare? Efectiv, parcă s-a evaporat. Păi cum să nu vezi un om care pleacă de la masă cu o geantă de arme în mână? Dar poate că e mai bine așa. Măcar am scăpat de ele. Eu ca o bilet de avion, să știți. Aveți pașaport? Păi da, poate l-a dus lui Farhad ăsta. Da. Dar nu știu dacă e un de-al lui. Dar tu ce ai vorbit cu el atâta vreme la masă? Zinelor, dar poate băiatul ăsta pur și simplu se grăbea și altcineva din bar a venit, a luat geanta și a plecat cu ea. Da, nu. Sunt slabe șanse să avem nenorocul ăsta. Zero. În cazul ăsta e bine, măcar tu ai șters amprentele și... a scăpat. Ce? Mișa, era și el în geantă. Hello, hello, pretty policeman. Când ți-am spus că le găsesc, nu m-ai crezut. Eu nu vreau să mor. Ce fac copilașii fără mine? Nici eu nu vreau să mor cât încă stau în chirie. Eu nu pot să mor. M-ați spus să fur. O să mă reîncarnez într-o pungă de plastic, într-un ambalaj de... Eu dacă mor, mă bate mama. Omarul a fost returnat.
Îmi datorez o cafea. Mișa... V-am zis că e omul Farhad? Când ai zis tu? Că e omul Farhad? Tu? Când ai zis că e omul Farhad? Hai, gata. De acum încolo ne lăsăm de prostii și ne apucăm de treabă, bine? Ha, sunt de acord. Fără producători țepari, fără arme și mai ales fără prinți. Și fără alcool. Fără victime colaterale. Vă iubesc. Și tu pe noi. Vara asta, când am filmat, am trăit niște momente extraordinare și mi-aș dori să le retrăiesc. Cel mai mic subscribe ne ajută să fim mult, mult mai aproape de sezonul numărul 2. Dați subscribe!